forfotă fotomare, în atelierele Liceului de Arte din Târguji, unde elevii realizează cele mai frumoase mărțișoare tradiționale. Munca e pe repede înainte, deoarece primele simboluri ale primăverii vor pleca spre Belarus, unde România va participa în premieră la un târg de turism. Este ceva inedit pentru noi. Totul a început acum un an, când am încheiat un parteneriat educațional cu Colegiul de Muzică Glinka din Minsk, și astfel, relațiile interculturale între cele două orașe, Târgu Jiu și Minsk, s-au închegat. Și astfel, anul acesta am primit o invitație de a trimite la Festivalul Internațional de Carte din Belarus mărțișoare Handmade. S-a făcut echipa formată din elevii de la specializarea arte vizuale împreună cu profesorii coordonatori și am realizat ateliere de lucru unde am pictat pe lut și pe lemn mărțișoare. Mărțișoarele au fost pictate cu simboluri tradiționale românești, dar și în semne care fac referire la operele brâncușiene. Mărțișoarele au uh, elemente uh, cu simboluri tradiționale românești, și pe lângă aceste simboluri găsim și simbolul sărutului brâncuș. Standul României va scoate în evidență centenarul Marii Uniri, care va fi aniversat și la Târgu Jiu în luna octombrie a acestui an.